Păi în afară de domnul Cibotaru, care o zis că s-ar putea să ajungă și dânsul, în rest, suntem toți. Așa o să ajung și eu. Am discutat cu ei, sperăm să ajung. Începem. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a contractului de administrator al domnului Marcu Florin Valentin la Societatea Comercială Serviciu Public Local de Gospodărire Comunală Gura Văi. Consiliul Local al Comunii Gura Văi, întrunit în ședință extraordinară la data de 10.06.2019, adică astăzi, având în vedere propunerea inițiatorului proiectului de hotărâre, primarul Comunii Gura Văi, Mihal Ceavalei, de specialitate al viceprimarului, expunerea de motive a primarului și hotărârea Consiliului Local privind aprobarea contractului de administrare a domnului Marcu Florin Valentin pe o perioadă de 2 ani, administratul la SC Serviciu Public Local de Gospodărire Comunală Gura Văi. Și acum să prezint proiectul de hotărâre. Da, suntem de acord pentru ordinea de zi? Da. Haideți să vedem. Da, 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 pentru astăzi avem trebuie. Desfășurarea activității de alimentare cu apă. O prezentare generală a acestui serviciu, ca să fiu foarte bine înțeles înainte de a intra partea legislativă. Pentru astăzi, am stabilit ca să convoc Consiliul Local al Comunei Gura Văi pentru a lua decizii asupra funcționării serviciului de alimentare cu apă. Și pentru cetățeni, și pentru presă, și pentru dumneavoastră, care deja știți, ar vrea să vă informez. Primăria Comunei Gura Văi, Consiliul Local, este proprietar pe această instalație de alimentare cu apă. Este proiect european benefic cetățenilor din Gura Văi. Primărie, la momentul când a terminat lucrările, s-a făcut probă de recepție, a înființat un serviciu de alimentare cu apă. Primăria nu avea voie să facă contract cu cetățeanul, dar un intermediar în subordinea Consiliului Local, cu personalitate juridică, aș vrea să știe fiecare cetățean, personalitate juridică separată, contabilitate separată, supravegheat de Consiliul Local. Ei, am înființat serviciu, am pus un administrator care era obligat să răspundă de activitatea de acestui serviciu. Și am zis, domnule, propune-o pe notabil, a fost cu secretarul de serviciu. Bine, domnul Marco, persoana domnului Marco, domnul Calino, domnul Măsărmă, deci dacă putem să ne înțelegem, da? Persoana domnului Marco, a spus, domnule, jurist, persoană pregătită. În primă fază, era nevoie și de un personal calificat care să facă contractul cu cetățeanul. Să facă din poartă în poartă, să trebuie jurisdicție care trebuiau făcute la timpul când a demarat acest serviciu de alimentare cu apă. Toate bune și frumoase. Când, exact ca în familie, la început, ca la nuntă. Fără în cea mai mică problemă. În octombrie am trecut, primim o notificare de la Raza că nu s-au mai plătit banii pentru apă. Și atunci, eu ca primar, am luat decizia să luez Consiliul Local, să stabilim măsurile necesare și să vedem care sunt actorii responsabili. Am luat decizia, s-a promis o comisie, domnul contabil, cu doamna Reilean, cu tinei, cu mai mulți
primărie, care constată că pe data de 20 octombrie domnul Marcu face o eșalonare la dată, reeșalonare la dată, a unui debit de 107 milioane de lei. Dar, făcând gestiunea, în condițiile în care domnul Butuc și domnul Marcu n-au venit cu dovada plăților și a depunerii de bani în bani. Singurii care s-au inscrivat, doamna Buftea Mirela, i s-a făcut gestiunea 000, domnul de acolo Daniel, 000, bani încasați, bani predați. Domnul Marcu, nu-i treaba primărului, nu-i treaba primarului. Domnule Marcu, nu este societatea dumneata, dumneata doar o administrezi. Dumneata ești obligat să prezinți raport de activitate Consiliului Local. Mergeam pe stradă, la domnul de acolo, prin magazin, la domnul Ponte, așa, la doamna Ponte. Curgea apă ca la Balamuc, izbora din conducta de apă. Domnule Marcu, domnule Butuc, curge de 4 luni de zile apă aici. Dar domnul pierd dumneata banii. Nu plătești dumneata pierdere. Pe pod. Era o fisură când trecea podul aici. Curgea ca la Balamuc. Eu, domnul contabil, îl chemam. Aveam ce-o treabă, ce treaba prima. Eu administrez, eu ce trebuie, eu dau capul, domnul Marcu. La domnul Antoși, la Antoși partea altă. Pierdere la greu. Domnul Marcu, la Ierusalim, la Herculane, e problema lui. O dată pe lună dacă venea în comună. Am fost și am făcut comisie și le-am făcut contajul. Găseam pe Butuc, mai găseam pe Mirela și pe diaconul. Nu altul avea nicio treabă. Cum să conduce o societate la fără frecvență? Cum să meargă o societate în condițiile în care un om iresponsabil crede că nici cu societatea lui nu s-ar fi comportat așa. Dar minte cu societatea care este sub Consiliul, administrația Consiliului Local. În afară de asta, circuitul dezastros al banilor. Se casau bani și se predau așa la colț de stradă. Ia domnul Marcu banii. Nu exista o gestiune corectă și legală a banilor. Am semnalat acest lucru în ședință de Consiliul Local. Păi eu dau ca la Balamu, nimeni nu semna, nimeni nu are fiecare bani cu vroiau. Nu depuneau bani în cont. Cum să ții tu administrator în contul tău, avea 127 milioane și loc de casă la finalul lunii octombrie. Ții 127 de milioane în buzunar, ești foarte atent. Dar tu faci cu 10 zile de eșalonare, dar dacă aveai bani în buzunar, de ce n-ai achitat banii la apă? Dacă tot ai bani și ții în buzunar și nu-i depui în cont în bancă, de ce nu achiti raza? Și uitați așa toate treburile astea s-au adunat. Bașca, după ce facem noi situație centralizatoare, se duce domnul Butuc cu domnul Marcu și semnează la o firmă 4.000 de lei lucrări executate. Lucrări care nu s-au executat, dar ei au scos la niște bănuți. 4.000 de lei. Lucrările au fost făcute cu domnul primărie. I-am rugat că n-aveam voie să dau sediul gratuit. L-am rugat pe domnul Marcu eu. Le-am trimis notificări pe mine, n-am avut ce discuta. Eu nu discută cu nimeni, domnul Marcu. Și spuneam, domnule, n-am voie să dau gratuit acel spațiu. Un leu, 10 lei pe lună. Îți fac un contract, o fi local, îți faci un contract cu care mi-a dat plătesc 10 lei pe lună. Nu se roban că vine cu te necunoști, pentru banii eu. Stăteau iarna acolo, reșorul 2000 de vați acolo, n-aveam ce o treabă. Că nu plătea primăria, nu fraților. Nu! Nu! A decontat benzină, n-avea voie să deconteze administratorul benzină. Salariați la primărie din benzina lor, cu mașina lor. Domnul Marcu decontează benzină, interes propriu. Păi n-am înțeles, vrei să vină la un edic cu benzina ta, nu cu a serviciul de alimentare cu apă. Banii oamenilor! Și încet, încet, aceste lucruri au dus ca activitatea acestei societăți să se prezinte, cum o vedeți, de la ședința din decembrie. Dacă a venit de 5 ori în gura voi, domnul Marcu, și întreb astăzi pe cei care au fost la serviciul de alimentare cu apă, cum și-au permis
să accepte o asemenea indisciplină. Cum un om poate conduce din oraș numai de telefon? Unde este serviciul de alimentare cu apă? La unde sau la groapă? Trebuia să meargă alături de butul, de Daniel, de acolo, de poată în poată, să rezolve problemele? Nu! La fără frecvență. Trecând mai departe, chiar consider că acest domnul a dat dovadă de o indisciplină totală, o nesimțire crasă în administrarea banilor cetățenilor. Când au văzut că intră în colaps, au început să bombardeze cu mail-ul la primărie. Nu avem o ciușnea aici, la care se mai duc. Păi, ce zic, la poliție, de la dispersat, prieteni, la primărie, mai acum de două, de doi dintre, mai beau și copii. Îl invităm eu cu domnul contabil, domnule Magu, facem o comisie, stimăm cam cât e consumul la ciușnea asta, că asta nu este contorizată. Deși și la asta e putem de contra. Hai să estimăm, domnule, 200 de metri cu. Plăteam, e o problemă. Primim factură acum o săptămână de 283 de milioane căci pierderile primăriei. Avem proces verbal de recepție semnat de domnul Marcu și de toți salariații Secretarului de Alimentare cu apă, în care se scrie clar negru pe apă. Nu există nicio pierdere, dacă o treabă cu această instalație. Este o instalație nouă, care știe să funcționeze. În 3 luni și jumătate, 4 luni, a fost o lacrimă de apă pierdută nivel. Dar în aceeași ordine, în asta iarnă, ca prin februarie, mă spune domnul contabil. Domnul primar, vezi că e fântână arteziană în fața primăriei. A explodat, a înghețat și a crăpat un aerisitor. Ce să vină? Mă, cu de unde să vină? La Viena? De-aia vă spun, aceste lucruri au dus la pierderi imense. Dar nu-i pierderea primăriei, dar vreau să înțeleagă foarte clar. Este un lucru simetric, similar cu cel care avem școală. Primăria, primarul, poate cu Cătura Băiești, este proprietar pe școală. Dar dacă i-am dat o administrare, are buget separat, contabilitate separată, personalitate juridică separată. Aici este loțiunea. Adică cum? Pierderile sunt ale primăriei. Iar profitul este adâncului. În 6 luni trebuie să vin. De 3, 4 ori, 5 ori pe el. Hai să-ți sintetizăm. Nu mă întrebe, pentru că așa am spus și de ce. Pe dată oamenii nu... Nu e problemă, nu e treaba mea asta, este problema mea, dar eu am pus acest proiect, este al meu. De data aceasta trebuie să aduc argumentele clare, ca să se înțeleagă. Aveți timp, domnule. Face. De ce ai mai bun, ai 17 ani de tine, are experiențe. Nu contează. Ca să se înțeleagă foarte clar, dar vă rog frumos să nu mă întrebeți, da? Ne-am alocat sau ne-ați alocat în sfert de oră. Da. Atât, n-a trebuit, uitați-vă la ceva, vă rog frumos, da? Bine. Alte probleme. Cum poți să iei un grup de excavator de la mic și dai 10 milioane pe zi? Când ăla, la o negociere pe seam, iei cu 700 de lei. Cum poți să decotezi bani cu condițiile? S-a dus facturi fictive. Asta va stabili raportul de audit. Da? Factor fictive, s-a opere gaura. Aș vrea să mai înțeleagă și un lucru. S-au dus pe sat, s-au fost primări de teau, două soluții, nu are primarul de mine. În sat termine toți cetățenii din cap, din comună în cap. Nu! Cetățenii din Cura Băi n-au plătit trupare în viață, nu contabilului, nici la taxe și impozite. Cetățenii au plătit un butuc cu Daniel de acolo și urmă. Ei trebuie să se gestioneze, ei trebuie să răspundă în fața legii. Vor răspunde, de-aia am făcut acest proiect de hotărâre, de-aia ne-am întâlnit astăzi să luăm o decizie. Ce-aș vrea să vă mai spun, înainte de atenție la după aia bandurea dumneavoastră, a fost cu domnul contabil, la DIP și la CRAP. Aceste discuții le putem de un an de zi. Am primit asigurări clare că ne vor prelua. Încă o negociere foarte proastă care a făcut domnul Marcu. Deci, serviciul rar primește apă cu 1,48 bani de la Valea Uzului, de la CRAP. Și doar că citește o factură pe lună. Deci, citește un contoar pe lună, o singură dată trimite un opt și eliberează o factură, iar de 3 lei și 4 lei și 3 lei și 12 bani.
Nu este corect. Și treci ultima. Nu este corect. Ei fac doar transportul din cauza că se duce apa sus în rezervoarele de pe Cuciun și fiindcă vine de la Cuciun până la gară, păi ei bagă adaos comercial mai ceva ca la whisky. La restaurantele de lux este apă patrimoniu național. Administratorul Marcu a negociat prost. S-au dat la înțelegere cu cei de la Raja. Ei fac numai transport. Autorizațiile la CNSC sunt. Și pentru ei ne iau prețul la Onest, dar la Onest, Raja, dacă se strică un robinet când îl locuiesc ei, schimbă conductele ei, au utilaje, au salarii, au salariați. Raja atât face, citește contorul și îmi facturează, o singură factură. Nu poți să iei adaus comercial la apă ca la restaurante de lux la whisky sau la țigări. Asta este ce am vrut să mai spun. Negocierea a fost proastă. Efectiv, tot în acest material, vom constitui o comisie. Eu, domnul Potanu, voi trei consilieri, renegociem cu Raza până ne preia Crabu și Adică. La 2 lei maxim, doar de transport. Iau două autorizații. Unul, în care efectuează și serviciul, sau unul de transport. Crabul e văzut la Cuciun și ce iese pe cura voi la gara, ne facturează cantitatea noastră la 2 lei. N-ai de unde să trăiești din 9 bănuți. Cât ne ia Raja, 4,91. Din 9 bănuți, cum să supraviețuiască acest serviciu de alimentare? Atât aș fac, trecem la partea spiritică. Raport de specialitate. La proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrator la domnul Marcu Dorin Valentin la serviciul public local de gospodărie comunală cu apă, cura, voie, etc. Având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 16/2017, fiind aprobarea contractului administrator la domnul Marcu Florin Valentin pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de 15/06/2017, analizând situația faptică din teren, prin care la această dată s-a întâmplat furnizarea altei potabile către populații precum și adresa 11.01 din 04.06.2019, prin care se aduce la cunoștința Consiliului Local Buravoi, în calitate de acționar unic, precum și primăriei Comuna Buravoi, reprezentată prin primar Valeriu Mihalcea, faptul că societatea are o pierdere de 5.694 metri cub de apă. Propun următoarea. Aducerea la consiliu, la cunoștința Consiliului Local Buravoi, încetarea mandatului de administrator la serviciul public local de gospodărie comunală Buravoi a domnului Marcu Florin Valentin începând cu data de 16.06.2019. El avea contract de administrare pe 2 ani. Încetează și de drept nu-i mai preluge. Desemnarea unui administrator provizor în persoana doamnei Buftea Mirela pe o perioadă de 6 luni. Depunea un raport de activitate precum și situația execuției bugetare pentru treaba perioada de activitate, termen maxim, data de 17.06.2019. Poate să plătea și de seara, poate să plătea și mâine, nu trebuie neapărat să plătea în ultima zi care e duminică, da? Nu-l obligă nimeni, n-are prea multe hârtii de adus, le aduce repede. Mă stăm mai 24-24. Efectuarea unei expertize financiar contabile privind modul de realizare a veniturilor și a cheltuielor pentru perioada 15.06.2017, 15.06.2019, perioada cât a funcționat, și elaborarea unor concluzii privind situația economică financiară a societății. Desemnarea de către Consiliul Local al Comunei Buravoi a unui expert contabil sau a unei societăți de expertiză contabilă prinsă în anul 2019 din tabelul experților contabili avizați de CECAR Macro. Domnul contabil să vă dea tabelul, spuneți un număr să fie din județul Macro, exact ca la judecătorie. Nu știm cine va fi la numărul expertului contabil ca să mai fie discuție. Reorganizarea societății prin desfințarea a 3 posturi de contabil casier și muncitor calificat. Menținerea postului de șef serviciu manager prin desemnarea doamnei Buftea Mirela, care preia postul domnului Marcu și a muncitorului de post de muncitor calificat, domnul Daniel Deacu. Domnul Butuc să lămurească cu chitanțierul și cu banii. Reorganizarea societății după cum am menționat, stabilirea persoanelor care se fac vinovate de proasta gestiune a fondurilor societății.
cu administratorul SC Raja, ESA Constanța, prețului de achiziție a apei la maxim 2 lei pe metru cub. De la 2 lei la 5 lei, arbitrii trebuie salariați la urmă de alimentare cu apă. Având în vedere prețul de achiziție de la CRAB ESA Bacău de 1,48 bani. Vă dați seama ce diferență încasează SC Raja fără să vă credeți. Practic ei bagă în faliment serviciul de alimentare cu apă Comunei Gurabului. Cu o comisie stabilită de Consiliul Local al Comunei Gurabului. SC Raja a făcut precizarea, poate încasa doar diferența de preț pentru transport, adică ce vine la Cuciur până la gara. Aceștia citesc cotoarul o singură dată pe lună și emit factura pentru consum. Nu efectuează reparații și alte servicii, nu au alte cheltuieli decât un țin, un lucru. Nu voi fi niciodată de acord cu mărirea prețului apă. Au venit destul, suntem cu 7 lei. Este apă, oameni buni. Apă a poporului român, nu a lumatul nici anul ăsta. Dar nu vine cu apa la Constanța, vine la Valea Urmă. Față de cele comunitate mai sus, am elaborat și fundamentat proiectul de hotărâre pe care am pus pe dezbatere Consiliul Local al Comunei Gurabului. Și acum să trimitem către proiectul de hotărâre. Hotărârea pe care o să avem în dezbatere și să o punem spre aprobare, numărul 61 din 13 iulie 2017, asta care era aia veche, și acum să mergem la aia nouă. Numărul 11.067 din 06.06.2008, privind încetarea de drept a contractului de administrat la domnul Marcu la Societatea Comercială Serviciu Public Local de Gospodărie Comunală Gurabă. Consiliul Local al domnului Gurabă, într-un rând președinței la data de 10.06.2008, având în vedere propunerea interiorului proiectului de hotărâre primarul domnului Gurabă în cazul raportul de specialitate 11.047 din 05.06.2019, albiții primarului domnului Gurabă, domnul Gurabă Costică, expunerea de motive 11.048 din 05.06.2019 a primarului domnului Gurabă, domnul Gurabă Costică, hotărârea Consiliului Local numărul 61.307.2017 privind aprobarea contractului de administrare a domnului Florin Valentin pe o perioadă de 2 ani, administrată asociație Serviciul Public Local de Gospodărie Comunală Gurabă. În conformitate cu prevederile articolului 36, aliniatul 2, litera A, aliniatul 3, litera C, articolul 37, articolul 45, aliniatul 1 și articolul 115, aliniatul 1, litera B, din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propune se ia de încetarea de drept a contractului de administrare a societății comerciale serviciu public local de gospodărie comunală Gurabăi, implicit a mandatului domnului Marcu Florin Valentin, începând cu data de 16.06.2009, data când expiră contractul dânsului, prin însăși actul de constituire a acestei societăți, potrivit articolul 23 din contractul de administrare a societății comerciale serviciu public local de gospodărie comunală Gurabă. Se delegă pentru o perioadă de 6 luni un administrator provizor, persoana doamnei Buftea Mirela, avem acolo Dumnezeu, administratorul Marcu Florin Valentin, va preda către administratorul provizoriu toate actele și stabilele societății pe baza unui proces verbal de predare primire până pe data de 17.06.2019. N-am nicio relevanță faptul că vine duminica, o să vedea de bine. Mulea că mai devine, nu ar prea multe acta, am mai menționat acest lucru. Da? Efectuarea unei expertize financiar contabile privind modul de realizare a venitului și cheltuielilor pentru perioada de 15.06.2017, 15.06.2019 a societății comerciale serviciu public local de gospodărie comunală Gurabăi și elaborarea unor concluzii privind situația economică financiară a societății. Desemnarea unei stări contabile sau unei societăți de expertiză contabilă cu viza în anul 2019.
am mai pățit treaba asta, aveam numai pe una înainte. Din tablou este contabil avizat de ce car pacă. Pentru a duce la îndeplinirea prezentei hotărâri, se credințează primarul domnului Gurabuie, domnul Ihacea Valerică. Reorganizarea societății prin desfințarea trei posturi, cel de contabil, de casier și muncitor calificat, menținerea postului de șef serviciu medic și a postului de muncitor calificat. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului de sub Bacău, primarul domnului Gurabuie, șefului biroului buget, finanțe și contabilitate, domnul Marcu Florin Valentin, doamnei Buștea Mirela, domnul Butuc Ionel Daniel, domnul Diacon Daniel și la proștiință publică, o să publicăm pe site pe avizie. Fac precizare. Domnul Marcu era în timpul serviciu, trebuia să fie aici, indiferent, chiar dacă îl chemam un nu, trebuia să fie aici. Îl vedeți cu panou. Soara, l-a sunat, i-a spus de joi, de bine, domnule, trebuie să te prezint la ședință de consiliu local. O impertinență totală, o lipsă a bunului simț față de bunul public este al cetățenilor din Brăbă. Asta e mențiunea mea, este părerea mea și vom vedea finalul care este părerea mea. Cuvântul la consilier, domnul primar. Domnul Călin, știu că mergem la următoare. Întâi este mine cu domnul Păsărie, vă rog urmați și după aia. Așa că unde va aveți propunerea? Cum vedeți cu scorșul pe urmă, că aveți o experiență? Domnul la totală de urmă. În jur de 3.000 de metri. 3.000 de metri. 2.500-3.000. Funcție de lună. Vara mai puțin, iarna mai jos. Așa, ori 3 lei, așa. În situația în care s-ar renegocia prețul la 3 lei, să spunem că ar fi vorba din 90 milioane la 2 salariați, plus cine o cheltuieli care va fi timpul tot mai bun de zi. Așa. Nu știu dacă o să facă față un singur om, pentru că sunt probleme care chiar nu cred că sunt om să că această societate încă din fașă a fost moartă. Pentru simplu motiv
s-au angajat cât s-au angajat și n-avea cum să scoată bani. Vă dați seama că un adaug de un leu pe metru de apă, n-ai cum să scoți salariul. Dacă te dă de-aia, cum să spun eu, era un magician. Nu se putea. Și am spus atunci, eu am fost unul de cei care m-am opus în ființării acestui serviciu, adică acestei societăți, mai bine zis, nu acest. Acea societate, încă de la început, putea să fie preluată până când se ia de la, dacă într-adevăr se va prelua de la Crapa, din Crapa Cău se va prelua până la urmă, putea să fie administrată de un funcționar din primărie și cineva s-a ofertat, spus, domnule, dacă eu intervenț, o facem voluntar. Nici o problemă, am să le vin pe domnul Samuel, că o să fiu intervenț, să văd dacă într-adevăr poate să vină sau nu. Dar asta este o altă discuție. Deci vreau să vă spun că, într-adevăr, s-a ajuns acolo de unde am plecat în 2017, pentru faptul că încă din fașa această societate a fost un avortor, într-un singur. L-am anunțat atunci cu domnul primar, am spus la întregul consiliu, domnule, nu este bine. Noi am mai avut o societate comercială în 2016, în 2012-2016, care a fost înființată tot așa, și după aia s-a desființat cum s-a desființat, și acum Consiliul Local, nu știu din vina cui, trebuie să plătească anual niște bani acelor oameni pentru care au fost dați afară cum au fost dați afară. Dar datorită faptului că la noi, la societatea asta, gospodării apă comunală, nu e niciun problemă. Că, într-adevăr, noi am fost atunci cei care au votat pentru înființarea societății, au spus, domnule, îi dăm un mandat limitat. Dându-i acest mandat limitat, nu sunt probleme la ora actuală ca să ne trezim că el ne va da în judecată pe noi și o să plătim bani. Nu știu, vinovat va fi, vinovat sau nevinovat, va stabili acea comisie de audit. Deci noi nu putem să spunem că una și nu avem studii, nu avem studii pentru de contabilitate ca să spunem, domnule, într-adevăr, e vinovat sau nu e vinovat. Nu. Noi o să ne supunem acelui raport de audit care se va face, care îi va da domnul contabil, am înțeles acum, după ce o să meargă să ființeze aceste comisii, și o să facă acel raport de audit. Deci noi nu putem să-l acuzăm sau să spunem că nu e vinovat. Nu știu. Deocamdată noi nu putem să acuzăm. Toată lumea este nevinovată până la proba contrară. Și asta am vrut să vă spun. Însă, atenție mare! Chiar și așa, domnul Florin Grigore a spus, la salariul minim de economie acum, la 90 de milioane, sunt doi salariați români sau cât rămân acolo, așa, și cu tot ce o să se plătească, și dacă într-adevăr, vă dați seama că lumea este din ce în ce mai recentă, se consume apă și consumă la un leu, deci el s-a trăit în 2 ani de zile, s-a trăit, de fapt, acea societate a trăit din branșel, care a fost 1000 de lei pentru fiecare pus de branșare. 525, da, mi-ai pus de branșare, scuzați-mă că... Și s-a trăit prin asta, nu diferent, pentru că diferența aia dintre 1 leu și 50, haideți să vă spun o chestie acum, nu lucrează nimeni pe voluntar. N-are cum să scoată salariul, atât domnul Butuc și doamna cine mai este acolo, așa, nu poți, n-ai cum. Deci eu atât am avut discurs și am atras atenția că încă de la început eu am fost unul din aia care a fost împotrivit. Să vă dau un pic de domnule, Spățirie. În momentul când spuneți că nu sunt de acord cu ceva, trebuie să aduceți contraargumente. Cum vedeați înființarea acestui serviciu de alimentare cu apă, întrucât noi când ne-am dus la CRAP, la DIPSNP, așa, așa, nu fraților, mie îmi faceți contractul cu cetățeanul, pe cineva. După ce totul este o idee, după ce îndepliniți condițiile, vin eu de la Bacău și te preiau. Prost a fost, cum am menționat, negocierea între Marcu și Raza, da? Practic, Raza ne ia și pentru în magazinare și pentru servicii. Vreați banii legali, va stabili auditul, da? Da? Comisia care va stabili auditul, va stabili care este vina și anulată. Noi când am făcut această instalație, am cerut aprobare de la primarul Medină, din zona Gării. Atunci era domnul Tucală, era cu salubrizarea, apă, salubrizare. Când au preluat o rază, ei au preluat parcă eram în subordinea lor. Aici este diferența pe care vreau să n-ați înțeles, nu o înțelege. Crapul ne preia doar în condițiile în care suntem acum. Au fost de două ori. 12 oameni, comisii de la ei. Mai faceți asta, mai faceți asta. Trebuia să ducem instalația de energie electrică la bazin. Am dus-o.
banii Consiliului, care a adus instalația și am alimentat bazinele ca să fie acționările să funcționeze. Am rezolvat toate problemele indicate de CRAD. Astăzi suntem în măsură să le putem da. Vin și de potrivă, la ce țin de urgență. Vor prelua cei doi salariați CRAD. E problema lor de acolo. Dar până acum trebuie să facem pașii care intermediar care îi facem acum. Asta este. Următorul, care să mă astăzi la cuvânt? Nu știu. Ce face cu societatea, are 30.000 de lei datorie? Este problema administratului străzii scurt. Da. Ai găsit în viață să plătești. Da? El trebuia să administreze, el trebuia să repare. Dacă v-aș spune că 6 luni și jumătate o plânsă aici la copt, zeam ca la mărăun, erau funcțiuni de viață de 2 metri, iar cam un putu, putu cu de colosat pe pot. Nu-i treaba primarul, urmarul, plătește el pierdere. Am scos bani din mulțumat, chiar m-am mai mai dat. S-am luat piese ca să repare aici. S-a reparat în jumătate de oră. Și atunci, agresiv plătește, nu cum spun eu, că plătește Consiliul Local pierdere. Nu! Haideți să vorbească, domnule. Domnul păi ce faci acum la zboară? Nu mai curge. Ce-i făcut? Foarte corect întrebarea. După procedura de astăzi, hotărârile în locul domnului. Ne întâlnim de altă primată, asta e prima. Primul pas. Ne întâlnim. Și să vă spun că sunt soluții. Sunt soluții, le spunem la timp. Le punem la timp cu care. Un lucru este clar. Drumul la apă se va da rapid. Dar după negocierea prețului, curaj. Vedem cei doi care au rămas. Merg din poartă, poartă țineți cu un om și pot pune un șef și încasează să fie 0-0-0. Banii care se strâng, se plângă. Raportăm imediat școala, grădița, primăria, poliția. Adică facem factură exact cum a menționat domnul Contală. Pentru consumul la Ciușnea. 200 de metri cu. Ia cumpărăm să ținem bani, îi băgăm într-un cont, da? Îi băgăm într-un cont, la un moment dat se va strânge. Să creează suspiciuni, pentru că se putează la moment. Se va strânge o sumă care se va achita, dar numai în proces se renegoțiază de comisie prețul per metru cub. Nu vom mări apă. Pe cum se mări prețul la metru cub de apă la 7 lei, 8 lei sau 10 lei? Să termine doșul ca și da, atât am avut. Domnul Deaconu, ați văzut? Amin. Că sunt mulți, supunzare la rugăciunea comună. Sunt la chitar, dacă e numai... Lumea o din prea apă. Nu, că nu-i supunzare la rugăciunea. Anul ăsta s-a discutat de la începutul anului la fiecare ședință problema. Deci nu-i prima dată că s-a discutat. Corect. S-a discutat la fiecare ședință. Dacă stăm să ne judicăm, există o fișă de plăți făcute la Raja, din care iese pe 26.02.2019 cei mai mulți bani, 8.454 de lei. În rest, în fiecare lună, sunt plătiți că de 4.483, 4.700, 5.000, aici merge. Deci, în 26.02.2019, sunt plătiți 8.454 și pe 28.03 îți plătiți 8.818. După cum văd eu din fișa asta, în fiecare lună s-au achitat 4.000, 5.000, adică s-au plătit. Ce am înțeles eu din pierderea asta a ABI, deci e vorba de o curs acolo, o curs acolo, o curs nu știu unde. Nu văd. Nu văd cum vor recupera acești bani de la cineva. Păi nu scrie că pierdeți... Aveți ceva de spus? Nu, nu dați ce răspuns acum. Ați terminat? Contract, nu? Contract, mă, dar contește o oră și o minută. Contractul cu Raja l-ai semnat și dumneata din 4-9-1. Eu am semnat proprietar, domnule. Ne ținem sigurul. Mă rog. Udificator, Marco Florin, se vedea pe care mamă. Dar eu am semnat că instalația mea nu putea să se vede judecă. Bun, o să, vedem. Da? Ce să vedem? S-a făcut odată un audit. Și a stabilit că aveam 127 de milioane de bani buzunar și când a spus, suspendați-l, de ce n-a plătit la Raja? Am înțeles că... De ce n-a ținut cont de auditul meu, cum ați opus? Are răbdare. Prea mult am văzut. Nu-mi interesa. Ai votat? Am înțeles că auditul nu-i legal, nu-i corect? Nu-i problema prea noastră. A stabilit, a
O să le dar nu i-am votat. Aș simți fi să am ordinele de pune, dar simțit că e puțin tu deasupra casului. Ce am aici, nu spun. Domnule Pașcu, te rog, citește visa publica sa, câte 300 de milioane pe lună la începutul societății. Și te punea niciun leu la bancă. Da. Și cine o citesc pe aia? O citesc pe aia, asta ți-a. Eu ce am eu. Eu ce am eu citesc. Păi, dar de ce nu vezi în partea aia? Când luat 300 de milioane pe lună ca sa de la cetățean, câte 500 de lei, ți-a apărat pe tine, așa ți-a apărat în decembrie. Și dacă atunci avea 127, acum am 210. Ce vreți să-ți bateți în lege? Bacul e cinstit? Nu, nu, nu. Ce spunea domnul Bacul, domnule? Bacul ți-a atunci, tu nu-i societate. Este scris în procesul de toate ședințe. Nu mă interesează de Marco. Și nu mi-a votat. Pentru că ți-a, uite să mă intereseze că veți plăti. Eu v-am avertizat. Domnilor consilieri, nu votați, le spune Romarco. Acum domnul contabil. Dacă are 127 din la mici față de domnule, când ai adus pe Marco, l-ai lăudat. Dar v-a sumat responsabilitatea. Da? Și ți-am semnalat că este scurt. Trebuia să spui, domnule, este scurt să dăm afară. Ce pledeați acum? Că Marco e sfânt? Domnule, deocamdată mai știți că contorul e ridicat și sigelat de apa. Spuneți vă cum vedeți. Când? Când va să va da drumul la apă? Că toți vorbim de apă de 4 luni. Când se dă drumul? Mai vreau să veniți cu mine deocamdată. Am fost bine la chiar și la din. Și vei găsi soluțiile, domnule. Domnule, vreau așa trebuie. Nu ce vă trebuie în viață la apă, fișa cu Marco. Să vă dea Marco fișa primelor luni. Nu, mii trebuie să-mi o dea cum de tați. Eu mă întreb. Asta nu te întreb, nu când ți-a spus prea bărat, dar cu domnul contabil n-ai ținut cu eu. Eu mă întreb că sunt... Acum ce vrei să-ți spăt în ele? Că m-am cu deștept să-ți spun? Nu, domnule, dar mă dă-l-ai adus de blămăți eu. Nu l-am adus eu. Dar ce? Nu l-am adus eu, domnule, eu nu sunt la mine la contabil. Domnule, dar l-ai prezentat de așa. Eu ce spune? Ești cu domnul contabil. Domnul primar Mihal Cea Valeric, în cuvântul care l-a luat atunci, eu ce spune? Eu întotdeauna propun ceea ce îmi spun. Unde vrei că l-ai lăudat o jumătate de pace de strilie? Și în dreapta și la oameni. Eu nu am auzit o zi spusă de din gurița dumneavoastră în care să zice
În data de 1 iulie, o să acum, știți ce datorii aveți la rajonul de primar? Da? Cetățenii au consumat, cetățenii care sunt în sală. Știți ce datorii ați fost până la această oră să vă dați o discuție cu cei de la Raja în care să întrebați, doamne, care este situația? De câte ori ați fost? Vă zic eu, ca să nu spuneți altceva, astăzi, la această oră, domnul primar n-a fost să vorbească cu cei de la Raja. Știți ce datorii au fost la Raja? Vă zic eu, nu știți. Dacă nu știu eu, nu vreau să vorbesc cu primar. Eu sunt primar, eu sunt jurnalist. Și când vă cetățeni, să-i se dar lăsați-mă să vorbesc cu primar. Lăsați-mă să vorbesc cu primar. Dar nu așa sunt. Puneți întrebări. Lăsați cu primar. Puneți întrebări acolo. Dar nu țin. Așa vorbesc de felul meu. Păi dar nu-i bine. Țipați la mine, nu țipați. Nu țin, doamnă. Eu așa este cu glasul meu. Nu, nu, nu. Și ce fac? Respect. Eu respect probabil, dar totuși. Nu m-ați întrebat, a spus că n-am fost la Raja. Am fost la Raja. Am fost de două ori. Când? Le-a făcut un lucru. Vă dau din agenda. Și să vedeți că sunt deschis la secretariat. De ce m-am fost la Raja? Să știți. De ce spuneți că n-am fost niciodată? Dacă puneți întrebarea, nu? Dați-mi rezultia de ești promoție. Doamnă, vă spun o dată. De ce vă respectați? Nu te-am acuzat. Bine, hai, auziți. Deci nu m-am acuzat. Să știe că v-am sesizat că nu avem acta. Cum și? Deci asta e, vă spun ce mi-au spus oamenii. Și am întrebat pe subiect să văd exact despre ce este. Dar puneți întrebarea domnului Ținisteori. Sunteți noi presa. Domnule, hai, puneți întrebarea tuta. Ați venit să să-l criticați problema mea, da? Puneți întrebarea doamna ta. Vă rog frumos, Maite, vreau să spună doamna întrebarea. Doamne, dacă eu sunt în ședința ei. Vă zic un lucru. Oamenii vor rămâne fără apă. Asta e părerea mea. Da, mai că vreau să faci. Adică te interesează podurile, nu mai podurile.
tare când doriți. Ideea este că nu se face este ilegal. Nu lasă să doriți cu apa și politicienii să joacă între ei. Asta vreau să spun. Și dumneavoastră, din păcate, uitați mai bună să facă aici. Păi, cum să întrerup ședința? Ședința trebuie să vină Domnul să vină Raja se duce pe alea din și-a folosit salații din 65.
și schimbă produsele bagă pe HB. Schimbă robinet când treabă ei, pare ei, consumă. Da, nu vă strâmbați, doamnă. Da, nu vă strâmbați că nu am nimic, am destulă și vă iau omul. Așa, și ei consumă. De-aia o dăm cu 4 lei și 91 de bani în Unești. Dar mie nu pot să-mi iei pe instalația care este nouă. Nu faci nimic dacă treabă o conducție mare. Pară, serviciul de alimentare cu apă. Tu nu consumi nimic. Cum să-mi iei același preț? De asta nu vă legați, doamna jurnalist. Sunteți total importantă. Da? Hai să vă dau și răspunsul. Asta era un trebuie. Bă, pe care pune jurnalist. Dumneavoastră îți este nu dați și soluția. Să nu mă acuzați. Nu asta trebuie să spuneți. Răspunsul este oficial. Și este pentru toți cetățenii care mă cunosc. Adică dumneavoastră mai informați că cetățenii. Eu fiecare zi, doamna Lungu, merg pe drum și mă întreabă lumea. Dar nu mă întrebați a doua oară. Mi-a spus întrebarea, așteptați-mi răspunsul. Da? Vă rog, mi-a să spuneți respect. Dar de trei ori mi-a spus întrebarea. Și s-a trecat discul, placa? Păi doamnă, nu luați așa, că nu pot să se vin. Da? Răspunsul este clar. Cetățenilor le-am dat în fiecare zi răspunsul pe stradă, că pe Facebook, la vizier. Se reia după ce facem această procedură. Suspendarea serviciului de alimentare cu apă și am un macul nimic. Eram în doi cetățeni. Am spus în preambulul hotărârilor proiectului hotărârii simplele modică. Că am fost la ADIC. Săptămâna asta va veni o comisie de la ADIC care ne preia. Dar până atunci, ei cum ne preia, doamna? Nu știu, ne ales văd de foarte mare specialitate. Știți toate meselele de lume. Ne preia în care contoarele se citite la zi, domnul Cane, dar tot mai peste poțul ăla. Să vă întrebați. Secundă, domnule! Ai răbdare! Eu ți-am dat răspunsul. M-a dat poți să mă întâlnesc și pe drum, peste drum, doi veci cu mine. Citeți controlul! Da? Aduc controlul imediat. Zero se încasează, se duce mai mult. Au venit cei de la NASA. Index de control. Făcut centralizator, că avem centralizator, ne preia pe cei doi oameni, da? Și serviciul de alimentare poate se dă, va fi o negociere acum între CRAB și RAZA. Domnul contabil este factor în sensul că... Cine preia contabilii? O secundă, ai treaba acum. Am pus asta. O să vedeți, sunt soluții și aici. V-am mai dat soluții, dar noastră puneți întrebări deja. Deci, negocierea va fi între CRAB și RAZA. Se spune, șeful, eu îți dau apă la anunțul. Unul pe anunțul. Pentru faptul că îți merge 2 km pe conducta dumneata. Într-adevăr, dumneata ai cumpărat, ai preluat. În ei doar o diferență pentru transport. Sunt două licențe. Una doar de transport, care este dată de ANVSC. Și una în care, pe baza care ne facturează acum, cu 4,91. La ei de transport poate fi chiar și sub 2 lei pe metru cu. Că el n-are nevoie să încarce la bănuț, la metru cu. Mulți cetățeni, doamna, cum au rugat, doamne, și dăm 7 lei pe metru cub. Dați un rat. Nu, doamna, nu este un whisky, pare că de alții nu va accepta. Că sunt comune care își plătesc cu 4 lei, cu 3 lei. Eu de ce să dau 7 lei la urmă? Nu! Făcând pașii și procedura de astăzi, care venea făcută din decembrie, noi la ora actuală dăm după apă în regim de urgență. Ne dăm grabul. Nu mai dăm așa. Raza-i dăm la grabul la raza. Aceste citește la factură la gară și urmăriți logica, scade cravul de la cantitate care intră pe gura lui. Este atât de simplu, care numai unul care vede așa nu înțeleg. Asta, da. Asta e rațional, n-am voie să o cam, așa spune mie. Dar nu am înțeles, dar ca să pricep, pricep mai greu. Ce pe bine, da. Ce pe bine. Dar nu ce vreți dumneavoastră, pricepe. Nu ce vrea să știți. 15 iunie, oamenii de aici. Lăsați-mi oamenii. Vorbiți dumneavoastră. Ce e? 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 Ce e
greu de cap. Deci, de câte am înțeles, există o suspiciune că domnul Marcu Florin, care s-a ocupat de societatea cu apa, există o suspiciune. Nu și-a făcut treaba cum trebuie. În afară de faptul că nu vine pe aici, nu știe ce se întâmplă, nu-și face datoria cum trebuie, a băgat mâna în banii cetățenilor și așa mai departe. Deci nu e numai o suspiciune, este o serie de suspiciuni, da? Este o treagă listă, cât am văzut eu. Dumneavoastră, sunteți puși de toată lumea de aici și restul să rezolvați o situație. Nu primar, nu te-am înțeles, Consiliul Local. Da. Consiliul Local, nu primar. Da, da. Primarul are datoria pe mai departe să facă ce vrea, dar Consiliul Local trebuie să nu primar. Dacă eram din câte văd eu, din fixul primar trebuie să rezolva problema până acum. Dumneavoastră, ca și consilier, trebuie să rezolvați o problemă. Este problema tuturor. Vă rog frumos eu să-mi dați și eu, de ce nu se poate rezolva? Adică veniți cu, nu, domnule, am verificat